În ultimii ani, în lunile mai și iunie, s-au înregistrat, la nivelul județului Hunedoara, cele mai multe inundații. Reprezentanții sistemului de gospodărire a apelor sunt în alertă, spunând că inundații se pot produce oricând și oriunde, dar cred că situația poate fi ținută sub control. Probleme ar putea fi la fiecare localitate, dacă ne gândim bine. Depinde de ce va veni, depinde de precipitații, depinde de cât de mult va ploua într-un timp foarte scurt. Deci dacă plouă mult și într-un termen lung, probleme nu vor fi. Sperăm. Aurica Lăscon, director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara, a prezentat situația punctuală din rețeaua hidrografică a județului. Astfel, pe Strei și Râul Mare nu ar fi probleme, iar pe Jiu acestea pot apărea doar dacă vor fi debite imense, cum au fost cele de anul trecut. În schimb, însă, cele mai mari probleme ar putea să apară în zonele montane din Ținutul Pădurenilor și Țara Moților. Jiu este, din fericire, îndiguit în totalitate. Deci, pentru Jiu, doar dacă s-ar depăși precipitațiile care au avut loc anul trecut, dacă s-ar depăși acele cantități, ar putea avea probleme. Deci, Jiu este destul de apărat. Pe Criș, Crișul Alb, în zona localităților, este îndiguit și el. Acolo ar putea apărea probleme în zonele neîndiguite și neapărate, deci unde nu sunt lucrări, în zonele din amonte de localități. Pe zona noastră, la Strei, Streiul este fără probleme pentru că, în general, are lucrările de pe Râul Mare, aval de Hațeg, deci este o zonă controlată, nu sunt probleme. Zona platoului Pădurenilor, acolo ar mai putea apărea probleme pentru că sunt lucrări puține pe zonă. Panta este destul de mare, cursurile albilor sunt destul de colmatate. În ceea ce privește râul Mureș, unde sunt îndiguiri făcute pe tot cursul apei, doar o calamitate de mari proporții ar face ca acesta să iasă din matcă.